Pasagerii și șoferii care trec prin postul vamal Sculeni beneficiază începând de astăzi de condiții pe potriva standardelor europene. Asta după ce au fost deschise 7 piste noi de control vamal pe sensul de ieșire din țară. Proiectul de modernizare a vămii urmează să se încheie până la sfârșitul acestui an, odată cu finalizarea tuturor lucrărilor și pe sensul de intrare în Republica Moldova. Deschiderea noilor piste de control în punctul vamal Sculeni a condus la fluidizarea traficului atât pe sensul de ieșire din țară, cât și pe sensul de intrare. Oamenii s-au arătat mulțumiți de felul în care arată și funcționează acum vama. Nu-i rând, nu-i aglomerat. Îmi pare bine. Este frumos, dar... De dorit să nu fie vama. Da, de dorit să nu fie vama, să trecem liber. Rândul era mai mare și nu erau atâtea benzi. Da. Acum e că am reușit... Avem vreo 4-5 mașini înainte, cred că sperăm în 15-20 de minute să traversăm. Se pare destul de mare, destul de aranjată. Eu cam rar vin, dar când am venit, într-adevăr, erau rândurile lungi. Când am intrat, am stat și 2 ore. Dar acum văd că e destul de bine aranjat, se trece repede. În afară de cele 7 piste noi de control vamal pe sensul de ieșire, în vama Sculeni au apărut pavilioane și copertine noi. A fost betonată întreaga porțiune de drum și construită o platformă de scanare. Totodată a fost construit un perete de protecție pentru scanerul mobil. Acum avem posibilitatea, în primul rând, să creăm niște condiții mai bune pentru cetățeni și condiții mai optime și o facilitare a trecerii frontierii la ieșirea din Republica Moldova și paralel va fi și la intrarea în Republica Moldova. La evenimentul de inaugurare a postului vamal Sculeni a fost prezentă și președinta țării Maia Sandu. Pentru noi, modernizarea infrastructurii este o prioritate și acest proiect este o dovadă, este una dintre aceste dovezi și vom continua pentru că avem de reparat drumuri, avem de reparat poduri și de construit poduri noi. Sper că într-un viitor apropiat vom putea renunța cel puțin parțial la aceste puncte vamale. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020. Bugetul total al proiectului este de 10 milioane de euro, dintre care peste 6 milioane reprezintă valoarea totală a grantului.